Poftiți! Oh, bună ziua, bună ziua! Domnul chirurg vesthetician, nu? Sărut mâna, Vasile! Estetician, ați vrut să spuneți. Luați loc. Nu, domnule vestetician, că eu vreau să arăt calea din vest, nu ca moldovencele noastre. Ați venit în locul potrivit. Hollywood scrie pe dumneavoastră. Excelent. Unde scrie Hollywood? Nu e o expresie. Lăsați. Spuneți-mi cu ce vă pot ajuta. Am auzit că sunteți foarte bun. Sunteți unul dintre cei mai buni. Da, și aș vrea să ghiciți ce vreau eu să modific. Aveți nevoie la sân de o mică operație pentru remodelare și... Sânii mei sunt perfecți! Sunt absolutamente perfecți! Așa arată foarte bine, niște colagen în buze aveți nevoie, de asta sunt sigur. Pe buzele mele produc colagen singure! O epilare definitivă cu laser, asta vă trebuie, domnișoară. Place, îmi place că sunteți ghiduși, nu! Nu am nevoie de epilare definitivă pentru că nu am niciun fir de păr. Sunt părless. Dacă găsiți un fir de păr din frunte până mai jos, îl mănânc. Atunci spuneți-mi, domnișoară, că nu mă prind. Da, e ceva mai intim. Labioplastie, domnișoară, într-un sfert de oră vă rezolv și vă fac și o husă de telefon din ce rămâne. Ce zic? Sunteți chiar nesimțit. N-am nevoie de așa ceva, de operație ca asta. Sunt perfectă, nu înțelegeți? E ceva mai intim. Presupun că nu sunteți la curent cu ce se spune despre blondă, nu? Asta e, doriți să redeveniți virgină. Virgină, ce e aia, virgină? Păi nu, asta se spune despre blonde, că sunt curve? Păi asta se știe! Nu, nu se spune că sunt proaste, oricum. Eu nu sunt proastă absolut deloc, sunt foarte deșteaptă. Sunt mega deșteaptă. Dar mă rog, un pic de creier acolo în plus. Nu cred că strică, nu. Nu strică, dar cu ce vă pot ajuta eu? Cu ce? Un implant de creier, nimic mai mult. Domnișoară, eu sunt chirurg plastician, scrie! Plătesc! Nu e vorba de bani, domnișoară, nu e vorba de bani, e vorba că nu s-a mai făcut niciodată în medicină transplant de creier. Păi foarte bine, foarte bine, o să vă plătesc foarte mult, o să fiți primul care face chestia asta, celebru, bogat. Să presupunem că se întâmplă, dar v-ați gândit dumneavoastră de unde să luăm un creier? Desigur! Bunicule! Imediat! El este bunicul meu, este foarte inteligent, a citit mult la viața lui, mai ales în copilăria. Mișu Ștep Popescu, domnule. Să trăiți, Vasile mă numesc. Ei? Păi sună periculos, domnișoară, dar dacă doriți, se rezolvă. Cum vă simțiți? Mă simt mult mai deșteaptă acum. M-ați făcut! Dacă tot vă simțiți atât de deșteaptă, bine arătați, n-ați dori să luăm cina împreună? Sigur, pisic! Și după aia o ardem la bambu! În mormântările respectă regulile de aur ale vechilor romani. Circ și pâine gratis. Bă, ciocolată, bă, fă, că te lovești, bă, te lovești, bă! Ciocolatul alb, de ce păi să plânge bărbatul ei, lasă pace să plânge bărbatul. Bă, cum s-o las, vezi cum face ca bezmeticul. Lasă-ți place, aoleu, unde-ai dus tu, copilașul meu? Bă, ce puțin, bă, mica, acum, stai, bre, liniștit-o. Ce face, mă, le dăm la o parte, am bat păcare cu metru, ia-o pe mămica de-acolo, mă. Iută-mă. Iută-mă. Bă, nu te mai da cu capul, dacă ce faci bube de ala-n cap! Lasă-o, bă, ia mai lasă-l, lasă-i, bă, să-ți dea, că mă doare și mâinile, că le țin aici! De ce nu mai poți să-ți împărți pe mămica, mămica? Ce om, ce om ai fost tu, frățoare, mă! De aur ai fost ca cravata lumea tare să mor în alții! Ca dânții ăștia, doamna! Ai fost să moară copiii mei! Cel mai suflet, dă suflet, dă suflet să moară, mama! Alo, alo, alo! Păi, bre, că am glumit! Aoleu, pe nădejde, frățiorul meu, frățiorul! Ce ai fă, te-ai apucat și pe tine acum, pantolile? Lasă-mă, bă, în pace! Ce facem, bă, cu astea? Lasă-le, bă, să te hălesc, că nu vezi ca un nebunit! Bă, dar voi numai așa știți să vă jeliți, bă, numai așa! Dă-te, dracului, de aceea! Bă, nu crezi că te mereu vezi că tot sunt de aici! Bă, nu crezi că te mereu vezi că tot sunt de aici! Bă, nu crezi că te mereu vezi că tot sunt de aici!
toți ăia din clanul Plăpman. Păi și ce, bă, ăia era muște? Nu e! Ce urte! Ambasadorii l-ați regăse! Hai, ridică, aveți elicopterul ca să ia voltul! Ia uite, bă! Mai cheamă un elicopter! Încă un elicopter? Păi pentru ce? Cum pentru ce, mă? Pentru noi! Hai, du-te și elicopterul! Du-te și elicopterul, că m-a tâmpit de calea cu certificatul ăsta, mă! Haide, mă, să mergem, mă! Haide, du-te, du-te! Bacă, ambasadore! Dormită la timpul potrivit poate face cât o noapte întreagă de somn, dar o noapte întreagă nedormită poate face din om neom. Samuelo! 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 Uite că ce ai fă, dar rugi mine cu astea, ce vrei? Ba, dar nu mai sfărăi, că m-ai turbat de cap! Ce vreau, cer, vreau scuze, să... fă, ce vrei să fac, dă-le, dragi? Îți cer scuze, scuzele bune, dar nu ține, ține loc de somn. Să știi că faci fix ca un mistreț electrocutat faci. Sau ca un tractor. Păi stai, fă, cum adică? Hotărăște-te ca un mistreț electrocutat sau ca un tractor? Ca amândouă, fă. Păi adică ce, fă, porcul face ca tractor? Face ca tine când sfoară. Să mori în pușcărie că sfoară e tractor. Termină, fă, cu întrebările astea, ce trebuie să-ți intră ții în cap, că nu poți să dormi din cauza ta. Gata, fă, cer scuze, ho! Îți cer scuze, ți-am mai zis, lasă-mă, dracu, să dorm acum, că m-ai disperat. Lasă-mă și tu pe mine. Ce dracu, arunci cu banii mine? Samuelo! Samuelo! Băi, fă, că mai și sperie, ce dracu arunce ce? Ce dracu arunc? Fă, sunt când pierd uzurațiunii, nu poți să dormi din cauza la sfărăitul tău! E, și ce o să faci, fă? Ce o să faci, îți pun perna pe față și te adormi de tot! Extra morocan și de-aia nu mai pot eu! Samuel, nu te juca cu mine, că sunt plină de nervi și nu mai răspund de mine! Ce vrei, fă, să fac? Ce vrei să fac? Să dea dracinele la sfărăit? Ce să faci? Să salvezi viața, Samuel, să ieși afară să dormi în aer liber! Vezi, fă, dă treaba ta cum te iei afară! Nu e zică aer! Du-te! Nu mă duc! Du-te! Nu mă duc! Du-te! Ho, fă, gata, oarba după tine, ho, căieți! Ia, uite, mă, dă ce fără din casă! Ești odată! Ete, mă, drecu! Mă, dă-i afară din casă! Păi, sigur nu mă laci pe mine să dorm în auto. O, fă, că ieți-te, drecu! Așa. Câmpio! Ce fă? Fă, câmpio! Ce drecu faci, fă? Ce fă? Păi sfără-i, dă-te cu tremure pământul, tăi, drecu, din gură, că nu pot să pun geană pe geană, fă! Ies, fă, fă! Ies, fă, te dă-i ce, drecu, bezmetică, drecu! Dacă ar afla blondele noastre că distingerea culorilor este o simplă iluzie optică, probabil că n-ar înțelege nimic. Așa că mai bine să ținem pentru noi acest secret. Fata, nu văd eu bine, fata! Fata, cum se iasă fata verdele din moda? Cum? Cum adică fata galben nu e nou verde? Fata, pe mie nici măcar nu-mi place galbenul, fata! Da, fata, mie îmi place, dar cu două excepții. Ce excepții, fata? Muștarul, fata, sau baurul? Auzi, fata? Dacă gălbenușul de la ouță îți place, fată, când întinzi cu pâinica așa în el? Hai, fată, că gălbenușul de la ouță ăla nu-i gălbenuș. E portocaliu. Fată, mai bine devenea portocaliu nou verde. Da, fată, sau chiar verdele. Fată, nu știu ce să zic. Fată, eu... Fată, eu pur și simplu sunt atât de distrusă că îmi vine, fată, îmi vine să mă îmbăt, fată, pur și simplu. Auzi, fată? Mm. Fată, la o asemenea știre, fată. Fată, și mie, fată, îmi vine să mă îmbăt. Auzi, fată, știi ceva? Da. Hai, fată, să bem, fată. Fata! Hai,
haide să bem! Haide să bem! Da, fata, că am eu! Dar ce fata, cum să scoți fata verdele din modă? Uite, fata! Trebuie să bei pentru chestia asta! Da, fata, stai puțin! Ia, fata, uite aici! Ia, uite, fata! Fata, fata, fii atentă! Pentru pasionatele de modă, fata! Pentru noi, fata! Ia uite, fata! Auzi, fata? Ia uite, fata! Auzi, fata, dar cu ce să ne îmbrăcăm noi sezonul ăsta? Nu știu, fata! O să ne îmbrăcăm sezonul ăsta cu haine din sezonul trecut! Cum, fata, să ne îmbrăcăm haine din sezonul trecut? Cum, fata, să ne îmbrăcăm? Dar păi ce are? Păi, fata, nu o să mai fim la modă, fata! Ai văzut că o să fii la modă, fata, dar o să fii la modă din sezonul trecut! Hai, fata! Auzi, fata! Fata, stai puțin! Ce? Fata, eu refuz, fata! Refuz chestia asta! O refuz! Auzi, fata, și ceva? Aș să zic ceva? Hai că mă uit de genială! Și fata? Hai, fata, că refuz și eu! Hai, fata, mă rog! Aule! Fata, ce? Păi și cum? Fără, stai puțin! Ce văd, fără? Și cum o să îmbrăm noi, fată? Umblăm dezbrăcate, gata! Cum fac? Gata! Dezbrăcate! O să umblăm dezbrăcate, da? Da. Nu o să ne fie frig? Să te văd acum. Ba da! Teologică în toată chestia asta. O să ne fie frig! O să ne fie frig! O să ne fie frig! Dar nu o să ne fie frig! Că o să bem! Ce să bem, fata? O să bem ca să ne încălzim! Ce fac? Cum văd să bem ca să ne încălzim? Ce să bem, fata? Vodka! Perfect! Noroc! Noroc! Vă ajută! Vă ajută, fii atent! Ia fii atent! Stai, nu te mai mișca, că nu poți să te omoare, stai! Ține-mă și respectatori! Sezonul ăsta se parță... Vodka! Ce bun e! Vodka! E mășcheful sezonul ăsta! E must! Hai să mai bem puțin! Ia uite, fata! Ia uite, fata! Ce vede? Stai puțin! Ia să pun... Stai! Nu te mai mișca, că mai ții! Stai, că m-am înlecat un pic! Te deranja! Dacă am îmbrăcate dezbrăcate la fel? Nu! Păi nu mă deranjează! Așa! Fata, nu mă deranjează nimic! Că m-a deranjat, dar mă mai deranjez. Mă, dar nu mai plec. O să umblăm îmbrăcate, eu am văd că și tu ești. Ce mi-ai mai plăcut mie? Colecția de bourbon. Ia uite, fată, că am ajuns și pe jos, fată. Ia uite. Auzi, fată? Ia zi, fată. Fără. Ia. Aulu. Fără, stop. 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 Ce faci acum? Te-ai dus tu? Fata, tu... Ce? Faci să scrie aici? Cine? Galben este nou verdele. Galbenenul e nou verdele? Adică... Auzi, fata? Ce fata? Mie îmi place mult galbenul, fata! Mie îmi place galbenele! Mie îmi place galbenele! Eu o să port galbenele! Ce o să port? O să mă lupt cu ele, cu modele! Pentru galbenele! La galbenele? La galbenele! Eu sunt putere galbenele! Bună seara, stimați telespectatori! Suntem... Bine ați venit la emisiunea Actualitatea te privește sau mori!
În această seară, stimați spectatori, veți asista la cel mai echilibrat demers jurnalistic dintre toate care s-au văzut. Vom pune față în față două tabere și le vom lăsa să se confrunte. Timp în care noi vom modera, ca de obicei, cât se poate de obiectiv. Cele două tabere, stimați spectatori, sunt poporul și dușmanii poporului. În stânga vedeți poporul Jos Băsescu, Jos Băsescu. Iar în dreapta, pe dușmanii lui. Sus Băsescu, sus Băsescu. După cum vedeți și mai ales după cum auziți, stimați telespectatori, poporul strigă Jos Băsescu. Iar dușmanii poporului strigă Sus Băsescu, sus Băsescu. Nu înțeleg bine ce strigă. Ceva cu Băsescu care este nu știu cum. Nu înțeleg nici eu că nu se aude bine. De ce strigă poporul Jos Băsescu? Jos Băsescu, Jos Băsescu. Pentru că nu mai poate suporta, stimați telespectatori. Și nu mai poate suporta pentru că este nemâncat. Pentru că este nebăut. Pentru că este nefumat. Nedormit. Nespălat. Nerelaxat. Nedistrat. Neiubit. Neliniștit. Nefericit. Neodihnit. Necoafat. Neepilat. Ne. Poporul trece prin momente tragice, stimați telespectatori. Ar face orice să scape de sub jugul dictatorului Traian Băsescu. De aceea, cum vă spuneam și după cum ați auzit, strigă din tot sufletul. Cu lacrimi în ochi. Cu inima tremurând de durere. Cu ficatul tremurând de durere. Cu rinichii tremurând de durere. Cu plămânii tremurând de durere. Jos Băsescu! Jos Băsescu! Jos Băsescu! Timpul acesta, stimați telespectatori, dușmanii! Sus Băsescu! Sus Băsescu! Se împotrivesc binelui poporului. Și nouă personal. Pentru că nu e așa, cine cu Traian Băsescu e împotriva noastră. Sus Băsescu! Sus Băsescu! Auziți, stimați telespectatori, auziți cum strigă tot felul de lucruri neinteligibile. Pe care a sosit momentul să nu le mai poată striga. În ceea ce ne privește, stimați telespectatori, vom rămâne până la capăt niște jurnaliste obiective. Și vom trece de partea poporului. Vă așteptăm și pe dumneavoastră aici, lângă noi. Să dăm jos dictatorul! Căsătoria ar trebui să fie ceva mai mult decât o simplă conveniență între două persoane. Sau poate sunt eu de modă veche și lucrurile se schimbă rapid. Sunt așa cum iese din corp, e nebunit. Cel mai fericit moment din viața mea. Vă știți că iubesc foarte mult femeile. Da, bineînțeles. Cu toate că le ador, nu vine să cred că o să mă mări, că o să mă însor cu o femeie. Adică e ceva... Nici nouă. De ce râzi? De ce râzi? Vreau să te pregătești la noapte, să fii foarte pregătit. Vreau să fac dragoste cu tine tot timpul. Pe pereți și să-ți iei costumul la bun. Da. Te rog frumos. Bună ziua, sunteți pregătiți? Da. Acum suntem mai mult decât pregătiți. Încă sunt telefon. Stai, lasă-mi că te ajungi. Da, l-am luat. Da, l-am luat. Gata, nicio problemă. Așa. În regulă. Putem începe? Da! Oricând vrei tu. Da. Cetățene Valentin Bratu, de bunăvoie și nesili de nimeni, o iei în căsătorie pe cetățeana Anca Lăpușneanu? Da. Cetățeana Anca Lăpușneanu, de bunăvoie și nesilită de nimeni, îl iei în căsătorie pe cetățeanul Valentin Bratu? Nu, pot să zic decât da. Atunci vă declar soț și soție. Gata, asta a fost, adică a fost foarte scurt și foarte intens. Ai făcut foarte bine, mai răscolit interior. Mă bucur, puteți săruta mireasa. Puteți săruta mireasa. Aș prefera să nu o fac pentru că e foarte multă lume și sunt emotiv, adică... Vă rugăm, dacă puteți. Sărută-mă, o să o sărut diseară când o să fac dragoste cu ea. Adică voi știți că mie îmi place să fac dragoste cu toate femeile din lume, nu? Adică, da, cu toții știm, tocmai de-aia. Pupă, bă! Bine. Da, știți, dacă ați fi vrut, putea să o sărutați pe gură. Adică chiar nu era nicio problemă. Nu pot, pentru că sunt copii aici. În construcție, de fapt. În facere. Am înțeles. Bun, haideți, vă rog frumos, semnați aici. Unde? Aici. Chiar aici? Da, da. Uite acolo unde. Așa. Și dumneavoastră? Unde? Unde trebuie? Stați să vă arăt. Îmi trebuie rămâna. Da. Arătați-mi unde. Aici. Stați, țineți degetul ca să... Da. Nu. Gata. Da. E bun, acestea fiind spuse, vă urez la mulți ani și o căsnicie frumoasă. Da, la revedere. O secundă. Da, spuneți. Dar n-ați putea să ne lăsați un număr de telefon, ceva, ca al dumneavoastră? Pentru? Păi, dacă avem probleme, ceva, dacă se întâmplă ceva în căsnicie, noi cu cine vorbim? Da, știți, asta nu ține de mine, nu e competența mea. Da, totuși, poate ne dați un sfat ceva, poate ne dați o idee, o sugestie.
Chiar n-aș putea să vă ajut, îmi pare foarte rău. La mulți ani și chiar trebuie să plec, că nu mai pot, trebuie să ajung la toaletă. La mulți ani! La mulți ani! Așa! Bali, unde te duci, Bali? Păi, dragă, fac pipilic, adică nu pot să mă mai țin. Are emoții, sătul meu! N-ați dorit să luăm cine împreună? Sigur, Bici! Sigur, ce-o punem la bambu! Oarte la bambu! Tu când îmi pui întrebări, mă încui. Zi. Pai de scuiat. Gălbinelele, nu, verdelele. Gălbinelele. Eu, verdelele. După cum vedeți și mai ales după cum auziți, stimați telespectatori, poporul strigă Jos Băsescu! Jos Băsescu, iar? Băsescu. De aceea, după cum vă spuneam și după cum ați auzit, strigă din tot sufletul cu lacrimi în ochi, cu inima tremurând. Eu am luat-o frumos. Am putut.